Ați auzit programul nostru Chișinău Citește, da? Da, desigur. Este de mulți ani, Bibliotecul Municipal Cajdeu îl inițiază pentru program de lectură, fiind deja la 18-a ediție. Anul acesta avem la copii UF de Ionela Hădârcă, la adolescenți Limoni Stănilă, Țipă cât poți, și eu am în scurt Știrea a doua, nu ultima. Fiind la adulți, este o carte care cred că e foarte e curent în ziua de astăzi, având în discuții teme despre a gândi, despre cum vedem lucrurile, timpul, noțiune, idei. Dumnealui a zis că această carte a fost scrisă pe decurs a 30 de ani. Deci a avut timp să o discerne, să o contempleze, să facă o carte cât mai actuală pentru noi. Aici avem și noțiuni de chimie, și noțiuni de matematică, alte științe, despre timp, cum evoluează timpul, cum gândul evoluează. Deci avem o carte foarte, foarte interesantă. Este pe mine chiar m-a fascinat de la început, fiindcă dumnealui nu doar despre gând vorbește, el vorbește despre cei care au inițiat aceste invenții, da? Ca Einstein, despre Michelangelo vorbește, despre Eminescu. Avem o antologie de autori aici. Da? Cei care cunoștință cu această carte, nu știu dacă ați citit-o, încă nu, da? Nu mă auziți? Ce s-a întâmplat? Mă auziți? Parcă și-a prezis că se va întâmpla aceste lucruri, va avea loc plecarea lui dintre noi. Când eu ca ființă voi trece neființă, mi-ar plăcea să mă citesc neființă, adică altcineva pe care îl întuiesc, dar încă nu l-am numit. O să-l numesc ca să știți, așteptați, mă tem însă că veți fi foarte surzi. Deocamdată vă spun doar atât. Între două nașteri, nu-i decât o moarte. Suficient ca să vă mai rămână darul vorbirii. Voiai să știi ce înseamnă și o să-ți spun. Se întâmplă uneori să plecăm cu nori spre orizonturile, Casiopii sau spre alte primăveri. Fel de intrare în timp, la fel de simplu, ca și felul intrării în spațiu planetar. Și atunci, cel rămas pe pământ nu zice, ce păcat că nu mai este, ci întotdeauna, ce noroc a fost. Pentru că norocul este a fi și a fost pentru celălalt și pentru că în felul acesta, cât timp are șansa intrării în timp. Plecarea este identică sau aproape identică venirii. Cum a venit acest autor care a lăsat așa seminată carte, așa aș plecat. Lăsând din urmă o carte plină de înțelepciune și de sfaturi. Putem descifra ce înseamnă gândul, ce înseamnă timpul, eternitatea, văzul și privirea, formă și conținut, naștere și moarte, trecut și prezent, viitor, credință și neîncredere, simptome și prevestiri. Eu vă îndemn să lecturați această carte și să ne întâlnim la următoare discuție în amintirea acestui autor care ne-a lăsat aceste frumoase gânduri. Eu îmi cer scuze că așa s-a întâmplat astăzi, pe viitor o să... De acasă n-a ieșit așa cum e la servici, acolo se aude mai bine. Așa este. Nu, cred că nu v-am luat din prea mult timp, din timpul liber, fiind duminică, da? Chiar e foarte bine. Se aude foarte bine. Mă bucur că se aude, a fost o problemă la început. O să-l refacem acest microfon. Da, mulțumim, Doina, foarte mult pentru doamna prezentare. Doamna Lia, spuneți-ne, vă rog, ce v-a plăcut cel mai tare, ce v-a intrigat în cartea domnului Mână Scurtă. Deci, în general, cartea mi-a plăcut chiar de la primele pagini. Filosofia lui Mână Scurtă de a da noțiune despre timp. Și, în general, eu mă regăsesc în toate lucrurile pe care le spune el.
mulțumesc pentru că ați primit această, acceptat această întâlnire și doamna Claudia, la fel, sunt binecuvântătoare și ne vă auzim la o nouă ediție, deci o nouă prezentare. Vom discuta această carte și vă așteptăm la bibliotecă. Este craftul noastră. Avea niște, cred că multe din acele clipe fixate de el în articolele sale, în clipele de meditație, au trecut în această carte, în această citire a doua și nu ultima. Uite, mă doare fraza asta, nu ultima, când de fapt este ultima lui carte, dar în care și-a adunat toate clipile vieții, clipe care l-au frământat, care l-au făcut să mediteze, pentru că cartea lui este o antologie a clipelor sale adunate, de, nu doar de 30 de ani, cred că de o viață. El trecând prin literatura fantastică, încercând să înțeleagă ce se întâmplă în clipa a veni și clipa a pleca. El a dezghiocat, a făcut disecare unor clipe de adevăr, că noi nu facem altceva scriitorii decât adunăm acele țândări, acele mici și așchi de adevăr ca să alcătuim un singur adevăr. Asta a făcut-o Ioan Mânăscurtă și în acest sens vreau să citesc câteva crâmpeie din Oul lui Brâncuș, care m-a impresionat prin niște momente de existență, existențiale pe care le-a fixat, practic profetic le-a spus, Oul lui Brâncuș. Acum, dacă tot am descoperit că există dimensiunea dincolo, să vedem ce înseamnă dincolo. Este ca o idee de ou. Se vine la ou și se adaugă suflet lângă bănuț, că de dincolo trebuie să înceapă creșterea aripilor. Câtă filosofie despre viață și dimensiunea de a trăi. Și citez. Și ne mai întrebăm dacă nu cumva prin descoperirea genei morții se anunță sfârșitul lumii, cel puțin al lumii cunoscute de noi. Fac paranteze, de noi, de fiecare. Trăirea în veci, în dimensiune planetară, deducem cu a noastră puțină știință și înțelegere, ar însemna neîmplinirea unui destin cosmic. Scurtă, a reușit atât de mult să acumuleze și să lase aici ca moștenire. Trăirea în veci ar însemna o șansă, citez, trăirea în veci ar însemna o șansă ratată a cunoașterii, a cunoașterii adevărului în toată splendoarea lui nemărginită. Ori asta nu se referă la el. El a adunat un adevăr, a încercat să-l adune în acest ou, cum îi zice lui, el, oul lui Brâncuș. Dumnezeu să-l odihnească, dar ne-a lăsat o moștenire și un testament absolut de neînchipuit pentru existența unui om. De parcă s-a pregătit pentru această plecare. Permiteți-mi să citesc o poezie care în asemenea clipe eu mi-o amintesc. Poezia scrisă de Nichifor Crainic. Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul, călătorul bidiviu pe care aleargă dorul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor nevăzute mă doboară în zbor. Întrebat am luminata ciocărlie, candelă ce leagă-n încântărie, unde lemnul cântecului sfânt. Ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocărlia, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, veți vedea. Din acel necunoscut în care
și taină mare în care a trecut Ioan mână scurtă, în acea dimensiune noi avem niște călăuze, niște făclii. Ne vei lipsi, ne vei lipsi enorm. Și tot ce se va întâmpla un an de zile cât copiii îți vor citi, copiii Chișinăului îți vor citi și discuta cartea, tu vei fi prezent. Și cu spiritul tău mucalit, așa, cu o doză de umor, de un fel așa înțelept de a spune lucrurilor, ne vei privi din ceruri și ne vei trimite lumina înțelepciunii, lumină lină. Mulțumesc, doamna Claudia, pentru aceste cuvinte foarte frumos, dar și trist. Am să încerc și eu să culeg acea înțelepciune, acea verticalitate care am citit că era un om, un patriot al neamului nostru. A trecut la cele veșnice un scriitor și un prieten drag, Ioan Mână Scurtă. Citirea a doua, nu ultima, volum intrat în programul Chișinăul citește o carte. A plecat dintre noi un mare prozator și un mare eseist. Ultimul autor de fantastică de mare valoare în literatura română, din Basarabia. Stilul său original, grațios, armonioasă stăpânire a limbii române, dublate de o viziune aparte asupra oamenilor, fenomenelor și lucrurilor, le conferă cărților sale valoare artistică și estetică incontestabilă. Ioan Mână Scurtă, fiind un scriitor reprezentativ pentru întreaga literatură română.